vă spunem o poveste cu un băiat care a scris o carte ca să le mulțumească celorlalți. Îi mulțumește mamei lui, care dintotdeauna face totul pentru el. Tot ce nu poți face singur, faci prin mine, îi zice ea de câte ori îl vede trist. Dar ce fiu nu i-a mulțumit măcar o dată mamei pentru eforturile ei? Și ce mamă nu ar face orice pentru propriul băiat? Băiețelul frumos din poză este Ionuț când avea un an. El nu a avut însă norocul altor copii care se pot juca în voie și se pot bucura de propria copilărie. S-a născut cu o boală cumplită care nu dă șanse celui afectat. Ionuț, ca alți pacienți cu distrofie musculară Duchenne, trăiește prin cei dragi și, din păcate, metafora aici lasă prea mult loc unei realități necruțătoare. A zis, dacă ai nevoie de ceva, faci prin mine, mamă, spui mie și îți fac tot. Distrofia musculară Duchenne este, din păcate, o boală incurabilă, așa cum multă lume știe. Nu există un tratament specific care să vindece. Dar există măsuri simple care pot îmbunătăți calitatea vieții pacienților și pot crește și cu 10 ani speranța lor de viață. De exemplu, aparate care pot ajuta, menține funcția respiratorie prin aparate care ajută la drenarea secrețiilor din arborele respirator, îmbunătățind astfel funcția respiratorie, sunt lucruri extrem de importante pe care teoretic le putem face și noi. Ionuț le mulțumește prin carte medicilor și ar vrea să le mulțumească și oamenilor din instituțiile plătite de noi toți să aibă grijă și de el. Cel puțin la nivel teoretic, există posibilitatea ca aceste aparate să fie decontate prin casa de asigurări. Sunt foarte scumpe, 7.000, 8.000, 9.000 de euro. Practic, nu. Nimic nu e gratuit. De fapt, nimic nu e gratuit. Din păcate, nu este reglementată metodologia de aplicare și lucrurile s-au oprit la ce specialitate ar trebui să aibă medicul care recomandă la un pacient cu distrofie musculară acest aparat. Așa că toate aparatele și toate consumabilele trebuie plătite. Boala e complicată, nu ne e greu, dar e și mai greu când trebuie să faci rost în fiecare lună de costurile. Da, în fine, m-am emoționat. Da. De toate cele. El îmi dă mie forța, eu îi dau lui forța, Dumnezeu. A zis sora mea că acea chirie a ventilatorului e de 1000 de ron pe lună. Consumabilele sunt mai mult. Ionuț îi mulțumește și mătușii lui, care a ales să l-oclotească. Da, am zis că trebuie găsite soluții, mai ales că Ionuț își dorește foarte mult să trăiască și deși toată lumea îl vede și zice că ok, dacă nu merge, dacă nu... Pentru el lucrurile sunt altfel. El se bucură de mișcarea norilor, se bucură de lucruri pe care noi nu le observăm și nu le dăm valoare. Așa că au decis să scrie împreună povestea din Regatul Vesel. Eu l-am ajutat să dea formă, dar ideile toate sunt ale lui și numele personajelor și situațiile. M-a tot să adică nu am putut să scriu. M-a ajutat când să scriu. A scris și ați azi. Mă enervam și eu, dar ne-am și distrat când am făcut-o. N-am știut noi că o să fie tipărit. Nu o să o repete. Am să facă încet, încet. A început să purgă informația, el zicea să facă cum vrea ea și zicea nu asta, fă cum să faci mai bine. Am lucrat câteva luni, aproape un an. Ionuț le mulțumește celor care au tipărit și celor care vor citi cartea. Eu mulțumesc la toată lumea, și care cumpără și care nu cumpără. Ionuț le mulțumește tuturor prietenilor pe care i-are și pe care ar fi putut să-i aibă. Ionuț nu poate alerga, nu poate nici măcar să se plimbe, dar a scris această poveste pentru toți copiii care se pot juca în voie și se pot bucura de propria copilărie. Pentru că vrea să-și trăiască demn propria normalitate. Să fie lumea mai... L-a dat să se creadă în ei. Să nu mai fie desfrazat. Să optem continuare. Astăzi v-am spus o poveste despre un băiat care a pus în Regatul Vesel o parte din el și din credința lui că binele învinge răul
indiferent cât de aprigă e lupta și cât durează.